Corvinul Hunedoara a bifat al doilea succes consecutiv în campionat, după 1-0 cu CSC Schellenberg într-un joc restant din prima rundă. Antonio Manolache a fost decisiv pentru Corbi Albaștri în fața aproximativ 2000 de fani prezenți în tribunele arenei Corvinul 1921. O victorie muncită s-a văzut. Am lucrat foarte mult și țin la fazele fixe. Mă bucur că am reușit să câștigăm, poate conștientizăm mai mult că în momente în care suferim putem tranșa o victorie chiar și așa printr-o fază fixă. Am fost foarte, foarte mulțumit de aportul fiecărui jucător. Chiar am suferit. Ultimele 10 minute pot spune că am jucat și pragmatic, am câștigat timp. Era nevoie de o astfel de victorie, cumva muncită, poate mai mult decât trebuie. Asta ne consolidează pe noi ca și grup. Mai avem de muncit. Așteptăm să revină și jucătorii accidentați, pentru că din punct de vedere numeric suntem puțini acum. O victorie, eu zic, frumoasă și muncită. Vrem să dedicăm această victorie capitanului nostru Alexandru Necșa și îl așteptăm cât mai repede printre noi. Prima repriză eu cred că am dominat-o de la un cap la altul, a doua repriză era normal să joace cu doi atacanți, ne-am apărat bine, am luat cele 3 puncte și suntem fericiți. Noi lucrăm la fiecare antrenament, mă bucur că am marcat și de data aceasta, sper să continui tot așa și contează cele 3 puncte. Și de data aceasta, suporterii Corvinului au fost alături de echipă. Sâmbătă 21 septembrie, de la ora 11, Corbi joacă pe teren propriu în compania nou promovatei Câmpul Lung Mușcel.